Ce va fi cu lumea aceasta? Este o întrebare. Vreau să vă rog de la bun început. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne spune foarte clar despre ziua aceea și ceasul acela când va veni sfârșitul lumii. Nu știe nimeni. Nici îngerii din cer și nici Fiul, ci numai Tatăl. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, oricine nu v-ar spune, oricine n-ar încerca pe televizor sau pe televiziune, în ziare sau site-urile oricare unde priviți și citiți, să vă spună că în anul cutare va fi sfârșitul lumii, va veni Domnul Iisus, multe altele, vă rog, cu toată responsabilitatea o spun înaintea lui Dumnezeu, nu credeți. Nu știe nimeni despre ziua aceea și ceasul acela. Știm un lucru. Biblia ne spune, cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile care vor fi înainte de sfârșitul lumii. Înainte lucrurile care se vor întâmpla. Două gânduri în seara aceasta dau. Dacă dorești să știi ce va fi în viitor, fără ca să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, nu o să putem să știm. Pentru că Cartea Sfântă, Biblia, este unica carte în lumea aceasta care scrie cu adevărat, de amănuntul, ce a fost de la început, ce este și ce va fi. Cartea Sfântă, Biblia, este unica carte, unica bibliotecă în lumea aceasta care scrie adevărul despre tot ce a fost, cum Dumnezeu a creat cerurile și pământul, tot ce este pe pământ și tot ce scrie Cartea Sfântă, Biblia, s-a împlinit și se împlinește. Am spus că doar două gânduri vreau să confirm. Dacă deschidem în Sfânta Carte Cuvântul lui Dumnezeu, la prorocul Isaia, cu 750 de ani, până la nașterea Domnului Iisus, dacă deschidem alte prorocii, cu 1000 de ani, 1000 și ceva de ani, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, ne vorbește exact, cuvânt cu cuvânt, despre nașterea Domnului Iisus. Prorocul Isaia în 7:14. De aceea Domnul însăși vă va da un semn. Încă o dată repet, cu 750 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Iisus Hristos, Mesia, Dumnezeu este cu noi. După 750 de ani, se împlinesc cuvânt cu cuvânt ce este scris în Sfânta Carte, Biblia. Al doilea loc care vreau să-l confirm este în prorocul Isaia la capitolul 53. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise în niciun vicleșug în gura lui. Despre nașterea Domnului Iisus se scrie cuvânt cu cuvânt, se împlinește exact. Despre moartea, suferințele, crucea, hainele vor fi trase la sorți. Exact se împlinesc cuvânt cu cuvânt la răstignirea Domnului Iisus. Groapa lui era pregătită între cei răi, că cei care erau răstigniți pe cruce trebuiau să fie înmormântați undeva aparte, în afara societății sau în afara orașului, dar fiind că n-a săvârșit niciun păcat și a fost sfânt, Domnul Iisus a fost înmormântat în mormântul omului bogat. Așa găsim scris, așa a fost prorocit și așa s-a împlinit. Te rog acum la încheiere. Dacă s-a împlinit toate prorociile și tot ce e scris în Biblie până în ziua de astăzi, dacă s-a împlinit cu Domnul Iisus, dacă s-a împlinit cu lumea aceasta, vreau să te rog și să vin cu cuvântul acesta, să crezi în cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Sfântă, Biblia, că tot ce este scris se va împlini. Și cu privință la tine, și cu privință la mine. Dacă aici scrie, fiecare om va sta înaintea lui Dumnezeu și va da socoteală de viața care a trăit-o pe acest pământ, vei sta și tu și eu. Nu contează, crezi
sau nu crezi? Nimeni nu te va întreba. Crezi, nu crezi, dorești, ori nu dorești, cu toții vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și cum nu ne-a întrebat pe noi nimeni și se împlinește cuvânt cu cuvânt Sfânta Carte Biblie, așa se va împlini cum vom sta cu toții înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea în seara aceasta stă, ești gata în ziua de apoi să stai înaintea Lui, să dai socoteală de viața care ai trăit-o pe acest pământ? Las ca Duhul Domnului în seara aceasta să ne cerceteze. Lăsați să fiți cercetați de Domnul și să răspundem fiecare la întrebarea aceasta. Ce va fi cu mine când va veni Domnul Iisus? Ce va fi cu lumea aceasta? Găsim scris. Întrebarea în seara aceasta aș vrea să dau. Ce va fi cu mine? Fiecare să spună întrebarea. La venirea Domnului Iisus Hristos. Voi auzi, veniți binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția? Sau vom auzi, vei auzi, duceți-vă de la mine în focul veșnic, că nu vă cunosc, pentru că nu mi-a slujit. Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să fie lui.
Iisuse, ajută-mă, căci eu mult suspin, o ascultă-mă. Iisus mă-n veselesc, laude eu uitând aici pe pământ. Astăzi eu trăiesc, cu Iisus mă-n veselesc, laude eu uitând aici pe pământ. Eu te rog, o Doamne Sfânt, azi ajută-mă, cât voi trăi pe pământ, să fiu cu tine. Aceasta eu aș vrea să fii scutul meu, să mă scapi rău. O, fi lauda mea, Doamne, aceasta eu aș vrea să fii scutul meu, să mă scapi rău. Este frumos să lăudăm pe Domnul, se cuvine să lăudăm. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și bunătatea Lui este așa de mare. În continuare vreau să invit din nou în scenă formația Ericon. Cer ne-a vorbit o voce de înger, pe scortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va fi Domn, iar noi a Său popor, și Dumnezeu va fi cu noi. El va mângâia pe cei chinuiți, moarte nu va mai fi. Nu vom mai ști plânset și dureri, totul ce vechi a trecut. Cel ce stă pe tron din cer a zis, priviți căci toate acum sunt noi. El mi-a poruncit să scriu cuvântul lui, căci tot ce-a spus e adevărat. S-a sfârșit, s-a sfârșit. S-a sfârșit. El e Alfa și Omega, început și e sfârșit. E Dumnezeu, e Împărat, tot ce vezi El a creat. Mesia, Jehova, Prinț al Păcii, e fiu de om.
ispiță din Avram. El e din Trinitate, El e Alfa și Omega, început și e sfârșit. E Dumnezeu, e Împărat, tot ce vezi El a creat. Mesia, Jehova, prinț al păcii e. E fiul de om, spiță din Avram, El e din Trinitate, El e Alfa și Omega, început și e sfârșit. E Dumnezeu, e Împărat, tot ce vezi El a creat. Mesia, Jehova, prinț al păcii e. E fiul de om, spiță din Avram, El e din Trinitate, El e Alfa și Omega, început și e sfârșit. E Dumnezeu, e Împărat, tot ce vezi El a creat. Mesia, Jehova, prinț al păcii e. E fiul de om, spiță din Avram, El e din Trinitate, El e Alfa și Omega. E Dumnezeu, e Împărat, e Mesia, Jehova, e Fiul de om, spiță din Avram, El e Alfa și Omega, început și e sfârșit. Dumnezeu, Împărat, e Domn în veci de veci. El e Domn. Thank you.
Scade atunci, încet eu voi privi spre cer.
El dă pe toată puterea, va scade atunci când ce te voi privi spre cer. E bucurie, iubire, ce tare mă umple când Domnului meu, de zi cu zi când alături ce-s scump și ce-s sfânt îl slăvesc și eu mereu. Doamna iarna oricând e vale, la pus de soare, mai tare l-o cânta pe eu. El dacă toată puterea va scade atunci când ce te voi privi spre cer. El dacă toată puterea va scade atunci când ce te voi privi spre cer. Epistola către Evrei, capitolul 1, de la versetul 1, iată ce scrie pentru noi toți. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Slăvit să fie Dumnezeu în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și aș vrea să vă spun în seara aceasta adevărul despre planul lui Dumnezeu cu lumea aceasta, despre planul lui Dumnezeu cu dumneavoastră. De ce v-a făcut Dumnezeu? De ce trăiți așa? De ce se întâmplă ca lumea aceasta să aibă așa de multe necazuri și să fie o lume așa de urâtă dacă există un Dumnezeu atotputernic, bun și frumos? La urma urmelor, pentru ce se merită să trăiți? De ce murim? Ce este dincolo de moarte? Nu există o formulare mai scurtă ca să înțelegem toate lucrurile acestea. Acesta este mesajul meu din seara aceasta și dacă te interesează, te rog să fii atent. Dacă îți dai seama ce important este, roagă-te pentru mine să pot să-l spun clar. Biblia este o carte care descoperă lumea lui Dumnezeu. Nu ni se spune totul. Biblia spune despre ea însăși că nu ni s-a descoperit decât în parte. Pavel, marele apostol Pavel, spune cunoaștem în parte și propovăduim în parte. Dar Dumnezeu ne-a dat suficient ca să știm ceea ce trebuie să știm și să ne rezolvăm problema. Pentru că noi suntem într-o problemă. Problema aceasta a început mult înainte de facerea omului însă. Problema aceasta a început în Universul lui Dumnezeu. Există un conflict angelic în lumea lui Dumnezeu în care ne-am introdus prin creație. Nu ne-au fost cerute acceptul. Dumnezeu a hotărât să ne introducă în conflictul acesta angelic. Totul a început în lumea mare a lui Dumnezeu despre care ne vorbește Biblia. La început toate lucrurile erau frumoase, făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, patronate de principiile caracterului lui Dumnezeu. Există o lege frumoasă care le îngemânează pe toate acestea într-un rezumat care, paradoxal, nu ne este dată în Evanghelie. Este vorba Domnului Iisus Hristos, dar nu este nicăieri în cele patru Evanghelii, este doar în Faptele Apostolilor. Ia să vedem, întrebare de trivia pentru pocăiții din sala aceasta. Care este o zicere a Domnului Iisus care nu este nicio Evanghelie, se găsește doar în Cartea Faptele Apostolilor? Vă spun eu, pentru că nici eu n-am știut până când nu mi-a arătat cineva. Însuși Domnul Iisus a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Acesta este principiul fundamental al lumii lui Dumnezeu. Este principiul dragostei, al dăruirii, al prea plinului, al bogăției, care nu are nevoie de celălalt să-l slujească, ci ar vrea el să facă bine. Tatăl îl cinstește pe Fiul, Fiul îl cinstește pe Tatăl. Duhul Sfânt se subordonează Tatălui și Fiului. Tot ceea ce face Tatăl îi descoperă Fiului. Fiul împărtășește cu Duhul Sfânt lucrarea. Și fiecare în cinste își dau întâietate unul celălalt. Făpturile create de Dumnezeu erau patronate de același principiu.
Dumnezeu se dăruia creației. În bucuria și plinătatea Lui de bogăție, Dumnezeu se dăruia creaturilor. Creaturile întorceau lui Dumnezeu laudă și se dăruiau lui Dumnezeu. Și era frumos. Până într-o zi, ne spune Biblia, că un ieruvim de rang înalt, un strălucitor heruvim de la dreapta lui Dumnezeu, a spus: nu cred că este bine. M-am săturat să-i dau slava lui Dumnezeu. Mă voi urca pe muntele lui Dumnezeu, și munte în simbolismul din toate culturile și mai ales din cuvântul lui Dumnezeu înseamnă ierarhie. Munte este un singur pisc. Și heruvinul acesta s-a săturat să fie subordonat. A spus: mă voi urca pe muntele lui Dumnezeu, mă voi așeza pe scaunul lui Dumnezeu și voi fi ca Dumnezeu. Și voi avea fericirea să îmi slujiți. Fericirea adevărată, Dumnezeu ne-a ascuns-o, nu este să dăm, ci să primim. Dumnezeu ne dă pentru că El urmărește de fapt să primească. De astăzi înainte vă propun principiul acesta, fiecare să trăiască pentru El și așa să ne găsim fericirea. Aceasta a fost prima cădere, prima contaminare din Universul lui Dumnezeu. Nu știm prea multe despre lucrul acesta, dar știm că ideea a prins. A prins și Biblia ne spune că a câta parte din îngeri au căzut împreună cu balaurul care le-a tras cu coada lui spre pământ. A treia parte. A fost o contaminare în lumea lui Dumnezeu. Infecția se metastaza și ideea prindea la din ce în ce mai multe creaturi și Dumnezeu a zis: stop! Opriți-l! A separat răul și rătăcirea de o parte de celălalt, de cealaltă parte a cosmosului și a spus: vom face o demonstrație pentru ca toată lumea să știe cine are dreptate. Am fost provocat ca și creator al vostru, ca și creator al Universului și vi s-a propus o altă alternativă. Pentru ca să nu distrugem mai mult ceea ce este, ne oprim aici. Creăm o arenă, un stadion, o scenă de luptă. O creație care n-a mai existat. Și acolo va avea loc marea finală și tot cosmosul va vedea cine are dreptate. Unii dintre dumneavoastră stați nerăbdători să mergeți la televizor că seara aceasta este marea finală de campionat mondial. Un plan mult mai înalt și cu semnificații mult mai înalte. Dumnezeu a zis: vom face așa ceva și vom face o demonstrație. Și Dumnezeu a creat planeta Pământ, a creat o grădină pe Pământ, a plasat aici o nouă creatură numită om, care nu existase până atunci, și a spus: stai aici și fii foarte atent, păzește. Păzește e un... are o conotație extraordinară, are o bogăție de mesaj extraordinar. Păzește înseamnă că undeva este un dușman. Cineva care vine să nu facă bine. Ai grijă că cineva dă târcoare. Păzește, păzește. Și ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Adam este mult mai mult decât ni se spune acolo în Geneza. După care, interesant, să faci așa, să faci așa, să mănânci din pomul acesta, să nu mănânci din pomul acesta... testul a fost lansat și Dumnezeu face un pas înapoi. Și spune lui Lucifer: poftim, este rândul tău. Și teologii se întreabă de mii de ani: unde a fost Dumnezeu când Satan l-a ispitit pe Adam? Unde a fost Dumnezeu când șarpele a vorbit cu Eva? Dumnezeu a făcut un pas înapoi. Și a spus adversarului: poftim, e rândul tău. Și șarpele a venit și a spus, a zis Dumnezeu, nu, a Dumnezeu nu, el știe că, și diavolul i-a propus alternativa lui, cu care contaminase deja o treime din îngerii cerului. Dacă au căzut îngerii, a rezistat Adam și Eva? Nu. Și a căzut.
Numai că aceasta nu l-a luat prin surprindere pe Dumnezeu. Mielul fusese junghiat, spuneți dumneavoastră mai departe, înainte de întemeierea lumii. Planul lui Dumnezeu fusese făcut în atoștiința lui Dumnezeu înainte să se întâmple toată istoria aceasta. Dumnezeu și-a respectat însă partea de cuvânt și a spus, de acum înainte lumea va intra sub stăpânirea celui rău. Și vom vedea dacă guvernarea celui rău, pe principiile celui rău, va aduce acestei creaturi fericirea. Dacă omenirea va fi fericită sub Lucifer, sub Satanah, care înseamnă, apropo, evreiește, înseamnă adversarul, opusul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu este lumină, Satana este întuneric, dacă Dumnezeu este iubire, Satana este ură, și așa mai departe. Dacă guvernarea lui Satana va da fericire omenirii, înseamnă că principiul lui este acceptabil și puteți să-l practicați. Dacă însă, sub sfera de domnie al Satanei, omul nu-și va trăi fericirea, ci va geme, va fi nefericit, înseamnă că este ceva putred cu principiul pe care îl are diavolul. Istoria omenirii de la cădere până astăzi este istoria unui omeniri care trăiește într-o domnie a celui rău. Bineînțeles că Dumnezeu a făcut ceva cu lumea aceasta și a blestemat-o. Pentru că am vrea cerul, dar fără Dumnezeu. Am vrea raiul, dar fără să ascultăm de Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, nu. Blestemat este acum pământul din cauza ta. Spin și pălămidă să-ți dea. Cu sudoarea frunții vei îți câștiga mâncarea, hrana pe pământ. Femeie, vei avea durerile nașterii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Și blestemul a căzut peste creație. Vreți fără mine, vă las cu Lucifer. Istoria omenirii este istoria acestei omeniri care își caută fericirea pe principiile lui Lucifer. Și omul a căzut și de atunci tot cade și a devenit rău și a devenit egoist. Lameh a făcut o cântare în Cartea Genezei și o găsiți. Ada și Țila, primul poligam din istorie, a avut două neveste. Ascultați cântarea mea. Cu tare și cu tare pentru rana lui a omorât un om. Eu vă spun, dacă cineva îmi va face rău, de 70 de ori câte 7 am să mă răzbun. Și răutatea oamenilor a fost din ce în ce mai mare pe pământ. Au intrat în principii demonice, au intrat în activități demonice și râd și îl blastăme pe Dumnezeu pentru că suntem în împărăția aceasta a diavolului. Conștienți sau neconștienți, fiecare dintre noi ne-am născut în împărăția aceasta. Nu o înțelegem, nu ne place, dar ne-am născut în regulile ei și în limitele ei. Ne naștem într-o lume pornită împotriva lui Dumnezeu, patronată de Dumnezeu și știind sau neștiind facem faptele Tatălui nostru. Domnul Iisus spune vorba asta unor evrei. Am ajuns mai jos decât animalele. Am putea citi Romani, capitolul 1, în care este descrisă starea de păcat a omenirii. Mai jos decât animalele? Cum se poate? Animalele, de exemplu, omoară doar atunci când le este foame. Sunt motivate de supraviețuire. Omul a ajuns să omoare, nu din necesitate neapărat. Își iau un abonament care spune permisul pescarului și vânătorului sportiv și bagă spaima în creația lui Dumnezeu de distracție. De distracție. Și tot în tonul acesta și în pornirea aceasta avem războaie. Și în pornirea aceasta ne purtăm altfel decât perechile de animale din natură și soțul își, nevasta și nevasta, soțul, copiii, părinții, și dând un diagnostic la starea în care am ajuns în principiile acestea demonice ale legii junglei, se numesc, fiecare pentru el, cel mai tare din parcare, cel mai mișto, aflu din România niște expresii care nu le-am știut de 30 de ani când am plecat eu. Băi, am găsit o femeie beton. Aia la unde este asfalt. Domnul Iisus, când a intrat în lumea noastră la vremea potrivită sau la împlinirea vremii, pentru că totul face parte dintr-un plan al lui Dumnezeu, trebuia să vină în nefericirea noastră, în nenorocirea noastră, totuși întunericul nu va domni veșnic pe pământul pe care acum este necaz, trebuia să vină El. Când a venit,
a pus un diagnostic și a spus, și aceasta spunem de 2000 de ani noi toți astăzi, lumea întreagă zace în cel rău. Zace este un verb care se folosește pentru cei care sunt bolnavi pe moarte. Pe moarte. Aud astăzi spunând de ce există răutate în lume dacă există Dumnezeu. Cum poți să predici un bun, Dumnezeu bun dacă există războaie? Oamenii au pervertit realitatea. Noi am acceptat șoapta diavolului, am intrat în împărăția lui, practicăm principiile lui și ne trăim nefericirea noastră. Și știți ce se întâmplă cu odată ce suntem noi nefericiți? Îngerii din slavă încep să se bucure. De câte ori un om din împărăția aceasta, din omenire, e nefericit, îngerii din slavă spun, jumătate din demonstrație a fost făcută. Principiile diavolului nu pot să dea fericirea. Uită-te la ei cum sunt în războaie. Uită-te la ei cum sunt în divorț. Uită-te la ei cum se bat. Uită-te la ei cum se înjură. Uită-te la ei ce groaznic este pe pământ. Principiile diavolului nu aduc fericire. Și îngerii încep să spună, slavă lui Dumnezeu, Doamne, drepte sunt căile tale. Trebuia însă și a doua parte a demonstrației. La primirea vremii a venit Domnul Iisus să ne arate cum este Dumnezeu. Nu există nimeni de 2000 de ani care să fi citit Evanghelia sau să se fi întâlnit cu Domnul Iisus și să nu se îndrăgostească de El. Indira Gandhi, marea conducătoare a Indiei, a spus, creștinismul țineți-l pentru voi, dar pe Iisus Hristos dați-mi-l. Era chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel din tâi născut din toată creația. A venit să ni-l arate pe Tatăl și a venit să moară pentru vinovăția noastră ca să facă posibilă întoarcerea noastră în familia lui Dumnezeu. Primul mesaj al lui Ioan Botezătorul, prima predică a Domnului Iisus a fost exact cuvintele acestea. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Se poate veni înapoi la Dumnezeu. Murind, El devine ușa, devine poarta și zice, sunt portalul prin care se poate ieși din împărăția aceasta spre împărăția Tatălui meu. Am murit pentru vinovăția voastră, sunteți nevinovați înaintea lui Dumnezeu și acum vă puteți întoarce să experimentați principiile lui Dumnezeu. Veniți să deveniți copiii lui Dumnezeu, să trăiți în universul lui Dumnezeu, să practicați principiile lui Dumnezeu. El a făcut însă întoarcerea aceasta doar posibilă, nu și probabilă. Depinde de tine. Depinde de tine. Și Biblia spune că ori de câte ori un necăjit din împărăția diavolului se întoarce la Dumnezeu, ce se întâmplă în cer? Este mare bucurie între îngerii lui Dumnezeu. Am predicat textul acesta greșit ani de zile. Spunând, iată ce mult ne iubesc îngerii când văd că ne întoarcem acasă ca fii risipitori. Nu-i adevărat, fraților? Dumnezeu putea să-l creeze pe om separat de conflictul angelic. Dumnezeu putea să-l creeze pe om după ce își rezolva conflictul angelic. Dumnezeu însă l-a creat pe om pentru ca pe arena aceasta a umanității să se vadă două lucruri, că diavolul nu are dreptate în principiile lui și că principiile lui Dumnezeu sunt atrăgătoare și noua creatură, după ce a experimentat răul, se întoarce cu bucurie și entuziasm la legile lui Dumnezeu. De aceea strigă îngeri. Știți ce strigă Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu în slavă, ca pe stadion? Dumnezeu are dreptate! Dumnezeu are dreptate! Dumnezeu știe! Dumnezeu a știut! Diavolul a pierdut, diavolul nu are dreptate, Dumnezeu are dreptate. Acestea strigă îngerii. A fost în joc numele lui Dumnezeu, prestigiul lui Dumnezeu, poziția lui Dumnezeu și armonia din universul lui Dumnezeu. Ori de câte ori un moldovean de aici, din Călăraș, spune, m-am săturat de lumea aceasta, cum a predicat fratele. Nu e bine în lumea asta fără Dumnezeu. Vreau să mă întorc acasă la Dumnezeu care mi-a făcut. Cred că El îmi vrea binele. Cred că El nu vrea să-mi fure măgarii, ce a pregătit pentru mine, ce a spus fratele ăla în după amiaza aceea. Cerul întreg mă așteaptă să fiu un copil al lui Dumnezeu. Vreau să ies din lume și să vin la Dumnezeu.
Când un astfel de moldovan face lucrul acesta, se repetă demonstrația. Și îngerii spun, excelent, încă o dovadă. Uite, l-a trăit în lumea diavolului și vine acum la Dumnezeu. Uite ce bucuros e. Iată motivul pentru care eu spun, un creștin trist este un nonsens. Noi suntem reclama lui Dumnezeu. Un creștin trebuie să spună, am ieșit din lumea aceasta tristă și m-am întors la Dumnezeu și întoarcerea mea la Dumnezeu mi-a dat cea mai mare bucurie de pe pământ. Trebuie să cântăm ca mai frumos ca oricine. Trebuie să avem un zâmbet, nu un zâmbet idiot, tâmp pe față. Un om care veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Din belșug. Suntem reclama lui Dumnezeu. Suntem cei mai fericiți dintre pământeni. Domnul Iisus a făcut întoarcerea la Dumnezeu numai probabilă însă. Nu și posibilă, nu și probabilă, depinde de tine. Ce se întâmplă dacă nu te întorci la Dumnezeu? Ce se întâmplă cu lumea aceasta? Demonstrația s-a făcut. Dumnezeu se va întoarce. Lumea aceasta va fi aruncată la coșul de istorie, de gunoi al istoriei. Iar cei care s-au întors la Dumnezeu vor continua să existe în lumea lui Dumnezeu. Lumea nu se va termina decât într-un sens foarte relativ. În textul pe care l-am citit la început spune că prin Domnul Iisus Dumnezeu a făcut veacurile. Asta înseamnă în limba originală eonii, epoci cosmice de existență. Noi suntem în veacul acesta. După veacul acesta urmează veacul viitor. Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi pentru iad. L-a judecat, așa cum spune Domnul Iisus, dreapta și stânga, binecuvântații și blestemații, știți cum sunt așezați acolo. Dumnezeu va spune celor de la stânga, stânga întotdeauna în politică este... Să nu mă bag în politică, am înțeles. Va spune, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, în iad, care a fost pregătit cui? Diavolului și... Nu pentru noi, nu pentru tine, nu pentru mine. Oh. Tu ești demonstrația lui Dumnezeu, trebuie să fii. Că diavolul nu poate da fericirea și te întorci la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este singurul care poate să dea fericire. Veniți, binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lui. Ce se va întâmpla cu lumea aceasta? Într-un anumit sens, ea se va termina în focul în care va fi aruncat gunoiul experimentului pe care vi l-am descris. În alt sens, însă, nu există sfârșit. Există promovare într-un alt grad de existență. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când va veni El, vom fi... Conflictul genetic este unul dintre cele mai grele subiecte din Biblie și eu m-am găsit să vorbesc la dumneavoastră despre unul din cele mai grele subiecte din Biblie. Vi l-am expus cumva copilărește, simplu, dar adevărat. Se dă o mare luptă pentru fiecare dintre cei care sunteți aici. Pe de o parte, diavolul știe că este înfrânt și dă târcoale pentru că nu suportă gândul ca el să ajungă în iad și tu, împrăpădit de creatură inferioară față de El, să ajungi moștenitor în lumea lui Dumnezeu. Și caută să ia cu El în pedeapsa veșnică pe cât mai mulți. S-ar putea să te păcălească. S-ar putea diavolul să te orbească, să te ducă cu vorba, să nu te întorci la Dumnezeu, pentru că vrea să te ducă cu El în iadul în care El știe că va ajunge. Pe de altă parte, s-ar putea să te luminezi, s-ar putea să primești adevărul, s-ar putea să spui, o, de-aia lumea asta e așa de rea, de-aia sunt oamenii așa de răi, de-aia diavolul mă inspiră să fac ce am făcut până acum, ce nenorocit am făcut, ce lipsă de sens are viața aceasta.
și să spui a venit Iisus Hristos ca să-mi spună că mă pot întoarce la Dumnezeu? La o viață așa de frumoasă, la o lume care nu se va sfârși niciodată? Între făpturile lui Dumnezeu să exist veșnic împreună cu Iisus Hristos? Ai, cum aș putea să fiu neînțelept să ratez o asemenea șansă? Vezi, Iisus Hristos a făcut mântuirea ta doar posibilă. Probabilă trebuie să o faci tu. Aș vrea să închei vorbindu-vă de un alt prieten de-al meu care a murit de curând, mai mare al meu, fratele Liviu Olah. Mergea cu trenul de la Oradea spre București, era avocat, mergea la clasa întâia. Și a mers cu, de obicei, vestea Evangheliei. Și pe culoar și-a găsit un domn îmbrăcat foarte frumos, era studii la Ștefan Gheorghiu. Olah zice, și eu am studii acolo. Olah începe să vorbească despre cer, despre Domnul Iisus, despre toate chestiile astea. Omul zice, și dumneata le crezi asta? Olah zice, da. Și dacă stai să te gândești la ce e în joc, mă uit la dumneata le și pare un om interesant și înțelept, spune Olah. Cred că nu ești așa de prost ca să te-ți bată diavolul joc de tine. Confruntat cu ideea că e prost, omul a început să se gândească serios. Ia gândește-te bine. Am vrut în seara aceasta să fiu sincer. Poate n-am fost elocvent. Dar ne vom mai întâlni cel puțin o dată în istoria acestui timp. Și aș vrea să-mi pot spune, atunci domnul Daniel mi-a spus adevărul. A fost ambiția mea. A fost datoria mea. Restul depinde de tine și Domnul să te facă să te întorci la El cu toată inima. Amin. Amin. Amin.